altă parte, în maximum 2-3 luni, centralele termice individuale vor fi interzise, a declarat ministrul mediului Tanțoș Barna la Profit TV. Oficialul a precizat însă că această decizie va avea și unele excepții. Propunerea se va referi strict la noile construcții, la noile construcții care au mai mult de 6 unități locative și în aceste blocuri, în aceste noi construcții, propunem interzicerea folosirii centralelor individuale. Ne vom referi strict la proiectele noi, cele care sunt în fază de construire, cele care sunt deja autorizate, cele care sunt deja proiectate, nu vor intra sub incidența legii, dar pentru cele noi care se dezvoltarea începe de acum încolo sau după intrarea în vigoare a actului normativ, propunem ca să existe această interdicție.